Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine te-am regăsit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Este doliu în sănătate. Regretăm noi, cei care l-am cunoscut, miile de paciente, colegii, subordonații pe care i-a avut la spital, la Direcția de Sănătate Publică, colegii de acolo, membrii din politică, din Consiliul Local, Consiliul Județean și, evident, în primul și în primul rând, familia. Îl regretăm pe doctorul Cristian Irimie. Nu știu ce îmi veni să mă îmbrac în negru astăzi. Ăsta e negru, nu? Dar nu m-am îmbrăcat de mult în culoare așa închisă. Mai văzut așa de... Nu. Și nu știu cum am ales taman astăzi, când am plecat azi la 5 sau la cât plecă la 5 ceva. Am luat bluza asta. Parcă așa a fost. Și dimineața când am primit la 9 și ceva telefon că domnul doctor a murit, m-a luat așa, cu un sentiment foarte ciudat. Am avut o relație de prietenie cu domnul doctor, de lungă durată. Și chiar am fost foarte trist să aflu lucrul ăsta, mai ales că m-am întâlnit cu dumnealui în urmă cu maxim 2 săptămâni și am stat la o terasă, acum vreo 2 săptămâni, cred, nu au trecut mai mult. Și chiar l-am întrebat dacă e bine și mi-a zis că e bine. Și a rămas efectiv surprins să aflu lucrul ăsta. Știi care e chestiunea? E rău așa când lucrez în presă. Uneori este rău pentru că sunt momente din astea când trebuie să vorbești despre persoane care sunt apropiate și care au trecut la cele veșnice. Asta este foarte, nu știu, așa... rău, trist. Și dimineață când am dat, după ce am închis telefonul, am zis la radio lucrul ăsta. Și nu m-am simțit tocmai bine, știi? Și am mai avut momente că e un sentiment ciudat așa, știi? Când te întâlnești cu oameni pe stradă și vorbești despre un prieten care a murit, e una. Dar când vorbești pentru mai mulți oameni, e cu totul altceva. Și eu stăteam așa și mă gândeam pe drum, că am scris un mic comentariu așa și mă gândeam pe drum dacă aș putea să găsesc o persoană care să-l vorbească de rău pe domnul Irimie. Deci să-l vorbească de rău. Eu m-am uitat și la reacții și cum ai zis tu, că mii de femei au născut cu doctorul Irimie, domnișoare, doamne, după aceea... Multe trăiesc... datorită doctorului Irimie. Am văzut niște mesaje din astea că le-a salvat. Poate la timp un început de cancer de col. Bun, de exemplu. Și asta au mai fost, nu toată cariera domnului Irimie a fost impecabilă, au mai fost și că așa se întâmplă. Dar în general, știi, bun, poate n-a fost, au fost și cazuri în care poate n-a fost tratamentul cel mai bun. Însă, nu cred că poate să spună cineva că nu e domn. Eu mi-amintesc când doctorul Irimie a ieșit la pensie, așa. Colectivul de așa, acolo, așa, tu m-ai povestit că ai făcut, da. M-a rugat să realizez niște materiale care să fie difuzate atunci în secția de obstetrică ginecologie la o petrecere surpriză pe care îi organizaseră doctorul Irimie și erau acum medici specialiști, atunci încă rezidenți sau, da, care vorbeau despre cum au ajuns să lucreze acolo, cât de mult și-au dorit, cât de mult i-a sprijinit doctorul Irimie, indiferent că erau tineri, că, nu știu, veneau sau nu din familii de medici, că aveau sau nu, nu știu, ceva de zis în domeniul, nu le-a dat o șansă la toți, în egală măsură, fără partii, priuri, condiții și, nu, pur și simplu a sprijinit tot timpul tinerii și era atmosfera atunci, plângeau, ce să mai zic, plângeau în hohote vorbind despre despărțirea de doctorul Irimie și atunci mergea doar la pensie. Da, și e greu să vorbești de țanis, mai ales că eu am o relație așa foarte apropiată și cât era la București, ne întâlneam și acolo, ne întâlneam și aici și vorbeam. A avut niște momente foarte grele cât a fost la București, pentru că a fost acea perioadă cu închisul spitalului și mi-a povestit, discutam cu el și știam foarte bine că măsurile care se luau la vremea respectivă nu erau luate așa după ureche sau pe criterii din astea care se țină de niște răutăți, de niște dispute interumane locale sau...
Erau făcute niște analize și a mers domnul Irimie în toată țara asta, bă, tot, și a mers pe la spitale și a văzut, la unele era jalea de pe lume, zicea că nu, ăla nu putea să fie spital. Nu putea să fie și el totuși se chema spital. A avut momente grele la un dat, el a condus Ministerul Sănătății, că era Adrian Videanu. Știi, interimar, că a fost da. Interimar, dar Adrian Videanu paralel și el avea treabă cu Marmara și cu afacerile grele, cu alte chestii. Și se ocupa doctorul Irimie și a fost o perioadă grea. Știu multe, nu pot să povestesc tot ce știu eu, știi? După aceea, eu nu știu om cu care să se fi certat. El a fost la PNL, cu PDL-ul, cu nu știu, dar a avut o relație bună, a fost și cu PSD-ul, a avut o relație bună cu toți, și cu Gavril Mârza, și cu Gheorghe Flutur, și cu Ion Lungu, nu mai spun. Deci nu cred că e cineva și dintre colegii lui din Consiliul Local, indiferent la partid, să-l vorbească de rău. Da? Nu cred, n-am auzit. Eu am auzit mai lucruri bune. Eu știu câte telefoane primea doctorul Irimie dacă noi stăteam pe terasă, păi suna telefonul, mai ales când era în activitate. Că e bunica nu știu cui, că e mămica nu știu cui, că e băiatul nu știu care, ca să rezolvă. Eu l-am sunat de nenumărate ori să vorbești pentru unul, că te sună unul altul și dai telefonul, poți să rămâi insensibil când sunt probleme de sănătate. Nici nu întreba despre... indiferent de specializare, vorbea cu doctorul X, cu doctorul Y, când să vină la cabinet, când să-l con... Deci niciodată doctorul Irimie nu rămâneai la el fără răspuns. Știu oameni cu care n-avea nicio treabă, deci nicio treabă și îi ajuta. Cu oameni simpli, adică nu că făcea doctorul că dă-i ceva, doctorul îi se rezolvă. Nu. Și sunt foarte mâhnit pentru ce s-a întâmplat și mai ales că neașteptat, pentru că ultima oară nu arăta mai rău decât penultima oară. Să zici, avea, evident că boala l-a măcinat în ăștia, cred că 6 sau 7 ani. El a descoperit, mi se pare că era secretar de stat prin 2012, nu mai știu exact. Și era mai moleșit așa. Și știu foarte bine că primarul Lungu a zis să rămână în continuare în Consiliul Local și n-a vrut el. L-a invitat să rămână și putea să rămână, nu era nicio problemă, avea loc eligibil. Și la Consiliul Județean cred că nu se punea problema. Dar n-a mai vrut domnul doctor să fie. Și pe lângă chestiunea astea umane, el și cu Spitalul Județean, cât a fost ministru de stat, secretar de stat, a făcut foarte, foarte... Atunci a început, practic, modernizarea din temelia Spitalului Județean. Și îmi pare foarte rău, așa, și pentru doamna Irimie, care este o doamnă extraordinar de muncitoare și se împăcau foarte bine. Foarte bine se împăcau. Doamna doctor Irimie, doamna Zoia și cu domnul doctor. Și fetele țineau foarte mult la el. Și Smaranda, care este... Smaranda e medic aici la Spitalul Județean. Și Raluca, care este la Oradea și ea e medic stomatolog. Așa? Și chiar țineau unii la alții și mai ales doctorul era foarte vesel cu nouă nepoțel. Cu celălalt Smarande. Copilul Smarande. Pentru că despre primul nepoțel a vorbit în 2013 la o ediție Povești de Succes de atunci, pe care o să o redifuzăm in memoriam în seara aceasta la ora 20 și pe parcursul zilelor următoare. Și știi încă o chestiune, că pleacă, mor oamenii, nici nu știi când naiba știe cu viața asta, că azi ești, zici că ești bine și mâine te trezești mort, cum ar zice cineva, sau cum au zis mai mulți. Vreau să subliniez un lucru, că domnul doctor Irimie a fost printre cele 20 de persoane, sau nu mai știu exact câte, care în 28 noiembrie 2018 au primit din partea primăriei Suceava, a primarului Lungu, aia de cetățean centenar. Știi? Aia că 100 de ani de la Unire. Domnul doctor Irimie a fost printre cei care au primit și pe bună dreptate. Orice vreau să spun, domnule, cât sunt niște oameni valoroși în orașul ăsta, în lumea asta, așa, în general, domnule, să fie oamenii ăștia celebrați și apreciați și... Și cât trăiesc. Premiați cât trăiesc, că după aia, că dacă îi mai dai post morteme, morte-muri, că îi mai faci o stradă, că îi mai dai la o alee un nume, ok. Însă, fă să se bucure cât e aici. Da? Și știu că și am mai văzut avem cu da, păi asta, personalități. Asta. Și am cu domnul doctor atunci, după ceremonie. Și el era bucuros, dar nu se bucura prea tare pentru că era bognă de frig. Înghețase, atunci, cum ai fost și tu, da. Înghețase complet.
și la domnul doctor din cauza bolii și avea cu, probleme cu extremitățile, mâini și picioare, înghețau. Și ziua aia a fost un fric și a bătut și vântul. Era, cred că dacă luai așa, îl muteai ca pe un stâlp. Era săracum. Da, a venit până acolo, chit că nu se simțea foarte, da, așa, no, și normal că s-a bucurat. Deci mai sunt niște oameni, să-i premieze acum cât sunt, mai sunt niște băieți care au jucat fotbal și au adus glorie, mai sunt profesori care au învățat generații întregi, matematică, fizică, română. Și acum cât sunt în viață, de dat câte un premiu, de a făcut ceva să se bucure. Că după aia, da, faci post-mortem. Ok, vine familia și tot e un moment așa, e mai mult trist pentru că ți-aduce aminte că a murit. Nu? Și a avut o carieră impresionantă, dar lucrurile astea, pentru că el a avut lucru foarte important cei 7 ani de acasă. Și întotdeauna spunea, și au discuții multe, el niciodată n-a cerut bani la pacienți. A, că pacienții dădeau, asta e altceva. Deci nu amestecă în lucrurile. Dar să ceară el și era împotriva total sau să condiționez că-ți fac aia dacă tu dai bani. Păi câte femei amărâte n-au trecut pe la doctorul Irimie. Sărace! Da? Și ce? Eu n-am auzit niciodată să vină ceva să mă, bă, mi-a cerut Irimie banca asta. Nu! Și tu ai zis că îl cunosc atâtea femei. Dar și soților cunosc. Nu? Și părinții femeilor care au născut. Adică foarte multă lume. Deci mie pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Condoleanțe doamnei Irimie, fetelor, nepoților, ginerilor și e trist așa ce s-a petrecut. Cu atât mai mult cu cât veștile acestea dureroase vin într-un context în care nu trăim vremuri bune. Da, și trebuie să spunem, nu există informații că domnul doctor ar fi avut. Nu. Și știu că era testat. Din potrivă, pentru că e depus de luni după amiază și tocmai joi este mormântarea, deci există informații că nu. Joi era ora 13, din ce știu eu, la Armenesc, la cimitirul Armenesc. Nu cred că e bătut ăsta la stâncuie, dar la Armenesc, domnul doctor la Sfântul Dumitru, depus și joi la 13 în mormântarea, dacă nu mai apare ceva. Sigur, nu era asociat cu COVID-19, pentru că ar fi fost alte, cu totul alte condiții. În acest context, Câmpul Lung Moldovenesc și Sadova au intrat în scenariul roșu. La Câmpul Lung Moldovenesc sunt mai multe focare acolo, pe lângă cel de la Colegiul Militar, cel de la primărie, mai e unul la poliție. Mai știi ce mă surprinde, Cătălean? Că atât la Siret, și am vorbit și cu domnul Popoiu, primarul la Siret, și cu domnul Negru, de primar la Câmpul Lung. Sau la măsuri, și la Câmpul Lung Moldovenesc și la Siret. Deci nu, și în primărie, cu salariați. Și nu știu cum, probabil că lumea când pleacă de la serviciu, umblă. Eu știu pe unde umblă și asta e. Deci se pare că nu la serviciu e cel mai periculos. Nu la serviciu, de unde umbli, tot de capul tău e mai periculos. Pentru că știu că s-au luat măsuri și mai ales la Siret, unde a fost și aproape de 9 la mie, din cauza focarilor. Știu că primarul Popoiu a luat tot felul de măsuri și supra-măsuri. Și... Păi și la Siret și la Câmpul Lung nu mai intră cetățenii în primărie din martie. Da, nu, deci eu cred că e umblatul ăsta, lerla, știi? Bun, că doar umbli, nu stai legat de calorifer. Dar cum umbli, contează? Cum, cu cine te întâlnești, cu cine dai mâna, la cât, te la cât stai, dacă vine mască. Unul... Da, vorbești cu ăla, dar stai nas în nas să-ți povestească ție, să-l sară din gură, ia. Da, unii nu cred mai deloc. Alții zic, lasă-mă că o iau și trece. Nu știu. Deci, cum ai și subliniat și tu, proia nu e la serviciu, proia e în afara serviciului. Și au apărut din nou, din păcate, focare și în centre ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, acolo unde au fost probleme la început, în martie, adică dacă nici acum nu știm astăzi, care sunt traseele, care e conduita. Mă uitam astăzi la ce număr mic de teste s-au făcut și ce număr mare de infectări. Da. Da? Și ăsta e mers. Da, și acum pe stradă, mă uitam. Toată lumea poartă mască. Eu nu zic că dacă se ia măsura asta cu mască, să purtăm toți prin Suceava, scade, nu știu. Probabil că... Dar eu măsură. Da. Dacă tot am stabilit. Da, hai să încercăm să purtăm. Uite, la Gura Humorului nici măcar nu e cazul
încă să se poarte mască în aer liber și totuși Comitetul Local pentru Situații de Urgență a impus acest lucru, preventiv. Da. Și iarăși mă uitam cu... Auzi, știi ce nu înțeleg? Ori porți masca aia și pe nas, ori nu mai porți deloc. Am văzut la bărbi. Ce e asta? Sau la cot mai nou, nu am modă. Da, bun. Și eu dacă mă... Când nu era obligatorie, da, o luam și o puneam aici. Când intram în spații închis, o puneam. Dar acum, dacă tot e regula asta, ori o porți ca lumea, ori nu o purta deloc. Acolo scrie și care să acopere nasul și gura. Da. Nu există... Da, am văzut multă lume, știi? Inclusiv iarzi, la locurile de joacă, care el zice că sunt închise, chipurile. Da, și niște mame cu aia, ori nu o purta deloc. Măcar știu eu treabă. Dar ce e să o porți la bărbi? Nu, eu asta nu înțeleg. Nu, că vine poliția și îți dă amendă. Mamă, și dacă o porți așa, nu-ți dă amendă. Cum vine? Nu, îți dă numai avertisment că o tragi și o pui pe nu, eu mai degrabă, stai puțin. Mai degrabă îți dau avertisment că nu o porți. Și îți dau eu o mască. Da, da, zic, cum au și n-ați știut că trebuie să purtați mască, poftim, mască, purtați-o. Decât să vă copoți la mișto. Ce e aia? Adică, aia, pentru ce, dar zi-mi pentru ce aia? Nu înțeleg, adică. Bine, eu uneori, puterea mea de înțelegere nu este chiar atât de mare, știi? Uneori eu am senzația despre mine că-s bătut în cap. Și dacă eu am senzația asta uneori, înseamnă că din afară se vede că-s bătut în cap de mai multe ori. Dar asta nu pot să o pricep, să o por la bărbi. Scepticismul e mai mare decât la începutul epidemiei, prin februarie-martie. Da, mult mai mare. Ok, dar am zis, dom'le, da, eu nu zic că, dar dacă asta este regula. Adică dacă trăiești într-o comunitate și ăia care sunt fruntea comunității, aleși, numiți, nu știu cum sunt, așa, au hotărât așa, hai să ne comportăm în comunitate. Că dacă stăm la casă, izolați, la Liteni Moara, la Gârmoxa sau la Fundul Moldovei, sună foarte bine asta, Fundul Moldovei, sau Valea Glodului, acolo facem ce vrem. Stăm fără mască, închiloți, dezbrăcați, alergăm pe munți, pe voi, nu? Dar dacă tot stăm la oraș aici, hai să zicem oraș, dacă tot stăm aici în oraș, da, chestiunea care este? Evident că nu se poate 100% să fie oameni de acord în propoziție de să-i vezi pe toți. Să-i conformare, da. Dar discutam cu un amic de-a meu care are o companie care lucrează și în Franța și în România. Și l-am întrebat asta cu o paralelă între populația din Franța și cea din România vis-a-vis de măsurile impuse de autorități și dacă le respectă. Și pe omul că în România, în general, nu pe unde stă el, el stă în București mai mult, când stă în România stă în București și acum că a fost pe la Suceava și a zis că în România lumea e mai disciplinată ca în Franța. Dar noi nu vrem să ajungem cum a ajuns Franța din punct de vedere al acestei boli. Nu, dar zic că noi suntem cât de cât disciplinați. Adică în Franța ei sunt cu liberté, egalité și fraternité. Da, acum mai mult cu și liberté. Mortalité. Da, și cu mortalité. Nu, asta le-am zis că știi, doamne, că la alții, nu, doamne. Așa e peste tot. Și la Praga, n-ai văzut că s-au bătut cu poliției pentru în Anglia, în seara restricțiilor, iarăși au fost proteste și... Evident, asta fiecare face cum crezi, dar măcar ți-am zis din respect pentru el alții. Că, dacă mie tot îmi repetă că dacă stau la 2 metri și n-am și ne întâlnim, hai să încercăm să... Și ți-am zis, mă, decât să o porți la bărbie, la... Mai nu, deloc. Vine poliția în civil și îți oferă o mască. Da, dar nu poți deloc. Ce e aia la bărbie? Păcat de masca aia, că și aia costă. Și în fine, tot mai mulți dascăli se pensionează după ce școala a trecut cel mai preponderent la învățământul online. Motivele sunt și de ordin financiar, susține inspectorul școlar adjunct, că pensia e mai mare decât... Era de așteptat, că era pentru că noi am mai discutat aici, că avusesem un dialog cu Virginia Iordache, care încă e senator, el a plecat de pe poziția, e profesor de fizică, a plecat de pe poziția de director la Colegiul Național Spiru Haret, de informatică. Și mi-a zis că un coleg de-a lui ținea locul, că el fiind la senat, așa, și că i-a zis, înainte de începerea anului școlar,
mă scuz, nu mai pot, nu mă lasă familia. De ce? De teama coronavirusului. Apoi trecerea în online. Eu cred că este un amestec. Îngreunat și pentru, mai mult. Adică sunt profesori tineri care le-au mai mult cu tehnologia și nu sunt foarte încântați de dar emite un profesor la vârsta de pensionare. Evident, este un amestec de acesta de neadaptabilitate completă, totală și cu inima deschisă, că na, poate oamenii se adaptează, dar nu-mi place, mă, stau așa. Ce ore sunt astea? Văd pe unul, ba, îi se strică, mă. Așa, și faptul că e teama cu coronavirusul. Și având o vârstă, evident că organismul este mai slăbit. Și pentru ce să vină trei chitați să facă mișto de tine în timpul orilor, să închidă laptopul, să spună că s-a stricat și să-ți dea 2,50 lei de bani la... Na, mai bine așa. Din urmă, ce va veni? Da, mai contează. Și când? Da, nu, dar mai contează. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.